În dimineața zilei de 14 iulie 1947 are loc înscenarea de la Tămădău. Fruntașii țărăniști au fost arestați chiar în momentul în care urmau să se îmbarce în avionul IR-39 care trebuia să-i scoată din țară. Sunt duși la București. Deși pentru trecerea frauduloasă a frontierei, codul penal din acea vreme prevedea o pedeapsă de maximum 6 luni, liderii comuniști au decis că este cazul să termine definitiv cu Partidul Național Țărănesc și cu Iuliu Maniu. Pe 24 octombrie este numit completul de judecată în frunte cu colonelul Alexandru Petrescu, un magistrat șantajabil. Oricum, soarta tuturor era hotărâtă de mult, sentința din 11 noiembrie 1947 nefiind o surpriză pentru nimeni. Iuliu Maniu era condamnat la temniță grea pe viață, degradare civică pe 10 ani și plata cheltuielor de judecată în cuantum de 50.000 de lei.